Consilier județean PSD, dar și director al unui prestigios colegiu din municipiul Suceava, Virginel Iordache, nu a fost trecut pe tușă de colegii de partid. Nu intenționează să candideze pentru o funcție de vicepreședinte, dar pentru Bucovina TV a făcut o mărturisire. Ați fost nominalizat de două ori, o dată pentru Consiliul Județean al PSD și o dată pentru cei care vor participa la congresul de la București. Spuneți-mi, veți candida la o funcție de vicepreședinte în cadrul partidului? Conform statutului, eu nu am dreptul să candidez la funcția de vicepreședinte, pentru că asta ar însemna să renunț la funcția de director. Asta ar însemna să dezamăgesc profesorii care m-au ales, așa cum știți foarte bine, care mi-au dat un vot de încredere, iar în legea educației, între funcția de director și funcția de vicepreședinte a unei formațiuni politice este incompatibilitate. Am timp, în schimb, și vă rog să-mi permiteți, să pot candida la alte funcții care nu intră în sub incidența prevederilor legii educației. Despre ce funcție ar fi vorba așa? Acum dați-mi voie să păstrez momentul de surpriză. Am fost ales în Consiliul Județean. Eu mulțumesc colegilor pentru faptul că mi-au redat această încredere. Cu siguranță fac parte din echipa mare a PSD și o să-mi aduc toate energiile pozitive pentru a duce mai departe PSD-ul. Ne puteți spune dacă ar fi vorba despre o funcție tot în cadrul partidului? Efectiv, da. Da. Deci